Pink, cunoscută mult mai bine sub acest nume de scenă, este interpreta născută la 8 septembrie 1979 sub numele real Alessia Bess Moore. Ea devine celebră datorită primului său album, însă și cele două premii Grammy i-au sporit faima artistei. Cel de-al doilea album, editat de Pink sub denumirea Misunderstood, devine cel mai vândut din carieră, în timp ce al treilea material discografic, Try This, nebucurându-se de succesul celui de-al doilea, o face pe Alessia să ia o pauză în activitatea sa. Iată însă câteva din acordurile melodiei care au dat titlul albumului ce i-au adus celebritatea, Can't Take Me Home. După pauză, Pink revine pe scena muzicală cu albumul I'm Not Dead, care, numai în Statele Unite, s-a vândut într-un 1.500.000 de exemplare, în timp ce numărul total de unități de albume vândute în toată lumea de către artistă este de peste 29 de milioane. Alessia Beth Moore este recunoscută prin simțul său vestimentar neconvențional și vocea sa, care este considerată asemănătoare cu a lui Janis Joplin, idolul artistei, sărbătorită la 8 septembrie și venită pe lume în Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. Ei, și ceea ce ar mai fi de amintit din viața și cariera artistei, care a împlinit astăzi 36 de ani, este un eveniment monden petrecut în septembrie 2013, desemnarea femeii anului 2013 în persoana Alessiei. Asta, însă, după ce americanca reușise să ajungă pe primul loc în același an, pentru prima oară, în topul Billboard al albumelor.